Salut băieți, iată problema despre care vă spuneam. Când apăs aici la subtitrare, îmi apare dezactivat. Dacă îi dau pe română, e așa, o voi avea subtitrare. Dacă apăs din nou, după cum vedeți, nu o să mai pot să selectez decât Ungaria și România. Dezactivat nu mai mi-apare. În schimb, dacă schimb canalul și revin din nou pe canal, nu am subtitrarea, îmi apare din nou dezactivată și trebuie iar să o activez. Iar, ceea ce este foarte nervant să fac așa la fiecare, la fiecare program. De exemplu, ca și aici, HBO HD, nu am subtitrare, trebuie să am să apăs merg din nou, iar aceeași poveste la toate programele de la toate programele. Televizorul este Panasonic, nu are limba, când selectez la început îmi selectează limba română pentru meniu și iar a doua opțiune când să selectez țara, nu am limba română, eu am selectat Finlanda. Poate aveți și voi vreo idee, o să vă spun exact în thread ce model de televizor am și poate mă ajutați cu vreun sfat. Mersi!